Cumpără jocurile tale preferate la un preț mai bun de pe G2A. Link în descriere. Salutare tuturor, eu sunt Flash și fac acest clip pentru că mi s-a părut mult prea funny următoarea situație. Deci fiți atenți. Trebuia să-mi iau un mouse nou pentru că toate mouse-urile vechi le-am vândut și mouse-ul cu care mă jucam, prototipul Achilles trebuie să-l dau înapoi. Așa că v-am întrebat pe Insta, un flash cu zero, vă invit să dați un follow, by the way. A, ce m au să-mi iau? Și foarte mulți dintre voi mi-ați zis să-mi iau un G502 de la Logitech și asta am și făcut. Ei bine, se pare că omul ghinion a lovit din nou. Dacă știți treaba cu omul ghinion, știți despre ce e vorba cu siguranță, dacă nu, ei bine, foarte multe chestii pe care mi le-am luat uh, de-a lungul timpului au avut tot felul de probleme dubioase și m-am uh, numit singur, uh, de fapt și prietenii m-au numit omunghinion, am râs foarte mult uh, de acest lucru pentru că na... Știi cum e? Faci haz de necaz. Eu am mai avut mouse-ul ăsta și l-am vândut pentru că aveam și un G Pro și G Pro îl foloseam pe PC-ul de gaming, iar g 502 pe PC-ul de stream. Am zis, am să-l vând, că oricum n nu mă joc cu el, nu are rost să-l țin. Îmi luasem altceva, l-am vândut, nu l-am folosit la Counter, nu știam cum e, dar l-am luat, tot ok, foarte mișto mouse-ul, mai mic decât credeam eu că e și toate cele, mi se părea că e imens, că nu o să-mi stea bine mâna pe el, l-am prins la un preț foarte bun, de asta l-am luat și pentru că m-a sfătuit voi pe Insta, mi-a zis foarte, foarte mulți, deci nu exagerez, cred că 80% din răspunsurile la story erau G502 și am zis ok. Ei bine, azi am venit la PC după ce am mâncat, înainte să mă apuc să mă joc, Wingman cu Ana și cum se la PC, fără să am căștele pe cap mi se părea că buzie ceva. Aveam ușa dinspre bucătărie deschisă, zic, mamă, ce ureche am eu, aud cum buzie central la bucătărie. Mi se tot părea dubios că dacă mă întorceam un pic, nu, dacă mă întorceam cu fața la monitor, uh, nu mai auzeam. Dacă mă întorceam așa, auzeam, în fine. Și nu știu cum, naiba, mi-am dat seama că, de fapt, nu se aude dinspre bucătărie și, de fapt, se aude dinspre mousepad și zic, bă, ce naiba, ce buzie, baram căștile, erau pe mouse, pe puse, nu le aveam pe cap. Și la un moment dat uh, m-am pus așa cu capul spre birou și ce credeți că băzie m-a N-am da, văzut chestia asta în viața mea? Mouse să băzie. Și efectiv, mouse-ul ăsta când e pornit, când e pe on, când are lumina aprinsă, când merge, că dacă îl dai pe off, nu mai uh, îi taie curentul și nu mai trece curent prin el, nu mai buzie, dar fiți atenți cum băzie. O să-mi opresc noise reduction-ul și? Aveți reducere la orice comandă pe PC Garage cu codul One Flash, adică fix numele canalului. Da. Nu știu care e cea mai bună poziție ca să se audă păzitul, dar... Vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii <laughs> dacă ați mai văzut mouse care văzie, dacă și voi aveți G502 pentru că mulți mi-ați recomandat, repet, mouse-ul ăsta. Deci presupun că foarte mulți din voi aveți un G502 al vostru băzie. Spuneți-mi, vă rog, în comentarii, pentru că, nu știu, dar la chestia asta chiar nu mă așteptam. O să ținem scurtă cu clipul ăsta. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare. Nu știu dacă să-l returnez, să-l returnez. Nu cred că mi-ar strica mie filmările mouse-ul ăsta că nu se aude nici chiar atât de tare, dar totuși l-am auzit. Dacă am stat la birou și era tot oprit, mă rog, PC-ul cred că mergea, uh, da, da, mergea PC-ul uh, și l-am auzit totuși înseamnă că se aude. Deci sper că, nu știu, dacă filmez vreodată vreun review sau ceva, uh, fără să-l filmez cu microfonul ăsta, uh, cu procesare, cu noise reduction, cu așa, sper să nu-mi să se audă pe filmări. Da, ai don't know, nu știu, poate să-l returnez, poate să-l dau în garanție, habar n-am, Spuneți-mi în comentarii, mai friends, dacă e ceva normal pentru G502, pentru că din câte mi-am amintesc eu, primul pe care l-am avut, ăla pe care nu l-am folosit la gaming, ci cam au secundar, nu l-am auzit vreodată să buze. Așa că, da, s-ar putea să fie ghinionul meu care lovește din nou ca întotdeauna. Mulțumesc pentru atenția acordată, follow pe Insta OneFlash cu 0 și nu uitați să vă folosiți codul OneFlash la absolut orice comandă să profitați de reducere pe PC și Funcționează la orice comandă și vă puteți scoate transportul sau măcar un cico. Eu am fost Flash, o zi cât mai bună, papa. Pa. pa.